Cătălin Nechifor a spus în cadrul emisiunii că a discutat în repetate rânduri cu constructorul și consultantul firmei în încercarea de a-i sensibiliza să execute lucrările conform graficului stabilit. Firma care lucrează la șoseaua de centură mai are blocate proiecte la Iași, Hunedoara și în alte zone, însă la Suceava lucrurile stau altfel, lucrările sunt decontate la zi și chiar și așa nu se lucrează corespunzător. Această companie are în momentul de față lucrări în România blocate nu doar la Suceava, la Iași face un pasaj în zona Copou, blocat și el în Hunedoara, are un tronson de drum național la fel blocat. Mai sunt, înțeleg, investiții în derulare în zona apelor române, la fel sunt blocate. Deci nu ține din păcate de mine, ceea ce pot să fac și fac permanent, discut cu cei care sunt responsabili de proiect la București pentru a explica lucrurile astea. Dar poate nu e suficient. Dumneavoastră aveți o modalitate de lucru poate mult prea europeană, cum o identificăm noi presa locală. De luni, 7 iulie, contractul în baza căruia se construiește șoseaua de centură intră într-o nouă etapă. Încep să curgă penalitățile, iar valoarea acestora nu este neglijabilă, mai spune președintele Nechifor. Această companie intră în penalități, conform contractului. Da? Penalitățile sunt destul de mari. Ei s-ar putea ca pe baza acestor penalități, la un moment dat, să ajungă într-un impas financiar grav. Dar, din păcate, nu sunt eu nici patron la acea firmă, n-am nici alte puteri față de acea companie. Singura chestiune pe care, repet, am făcut-o și o fac și sper ca luni să reia din nou lucrările, este acest mecanism prin care discut la o manieră civilizată cu cei de la București. Dar nu v-am acuzat că ați fi necivilizat. Vă acuz că putea fi mai tranșant. Deci pe 7 iulie trebuie să se termine șoseaua. Da, asta era contractul. Tocmai v-am spus că această companie are astfel de lucrări blocate și în alte părți. În condițiile în care termenele avansate de constructor nu au fost respectate în mai multe rânduri, președintele Consiliului Județean Suceava a evitat să ofere un nou termen până la care șoseaua de centură ar fi dată în folosință. Am fript anul trecut cu niște termene pe care le-am avansat, ascultându-i practic pe cei care construiesc și care mi-au dat garanții că vor face ceva și n-am mai făcut și atunci nu că m-aș feri de termene asumate, dar chiar e dificil.